Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Știu că am absentat, însă tura asta am avut o scuză, să zic așa. Nu știu cât de bine se observă, pentru că nici lumina nu mă ajută în acest moment, însă pe partea asta sunt mult mai umflată decât aici. Sper că se observă aici, în zona aceasta. Problema a fost în felul următor. Săptămâna trecută aveam un plan să filmez ceva, însă planurile nu au ținut cu mine și am fost nevoită să renunț pentru că mi s-a umflat măseaua de minte, mai precis asta de aici de jos, și m-a durut și nu am mai avut aceea stare necesară pentru a filma. Ca să vă fac așa o mică scurtă, un scurt rezumat al întâmplărilor, de acum 2 ani de când mi-am făcut radiografia pentru a-mi pune aparatul dentar, pe radiografie se vedea clar și de mine, care nu sunt expertă, dar în special de medicul stomatolog, mi-a spus că măseaua mea de minte de aici, în loc să crească pe verticală, crește pe orizontală, ceea ce m-a făcut un pic să mă panichez. Pentru că restul celorlalte măsele de minte mi-au ieșit în gură perfect. Am întrebat atunci pe doamna doctor ortodont dacă mi-afectează cumva faptul că îmi voi pune aparat dentar și așa mai departe. Și a zis că atâta timp cât nu mă deranjează măseaua de minte, pentru că ea nu era, nu erupseseră, nu are sens să o scoate. Ei bine, după aproape 2 ani de zile, s-a gândit că ar fi cazul să iasă și să îmi facă o bucurie. Și pe lângă această bucurie că a început să erupă și să mă doară, am făcut și o infecție, pentru că așa era, să zic, măseaua mea de minte, deasupra era gingia, acolo unde a spart, și efectiv toată mâncarea, indiferent de cât de mult mă curățam eu în zona respectivă, intra acolo și am făcut infecție. Așadar, de miercurea trecută a început să mă supere, duminică, din păcate, a trebuit să-l chem, adică să discut cu medicul meu stomatolog și m-a consultat, mi-a prescris antibiotic. După aceea m-a programat la extracție de măsea de minte sau molar de minte, cum îi spune în termeni medicali. Miercuri a avut loc minunatul eveniment. Nu vreau să intru prea mult în detalii despre această extracție. Nu a fost ca o extracție oarecare, pentru că știți foarte bine, în vlogul în care v-am povestit experiența mea cu aparatul dentar, v-am spus că mi-am extras atunci 4 premolari pentru a-mi face loc dinților să se alinieze. Nici de cum nu a fost aceeași experiență atunci cu cea de acum. Atunci nu am avut dureri, nu am avut poate un mic disconfort, dar totul a decurs super bine. În schimb, această extracția a fost un pic mai complicată, așa cum v-am zis, din cauza poziției măselei. Și practic nu a fost o extracție simplă, a fost o operație. Și n-a ieșit cum trebuia să iasă din prima măseaua, ci a fost așa secționată pe bucățele și scoasă bucățică cu bucățică de acolo. Și bineînțeles, dureri nu au existat decât în prima seară, după, fix în seara extracției, în care nu am putut să dorm mai deloc toată noaptea, iar joi deja începuseră să se umfle câte un pic, câte un pic. Toată ziua joi s-a umflat, iar astăzi când filmez este vineri și deja arată mult mai bine, se vede că s-a retras și a rămas doar în zona aceasta. Nu știu cât de bine observați, dar vedeți, aici obrazul e mai... linia obrazului e altfel și aici este mai umflat.
Pe lângă astea, mi s-au înflaseră și ganglion și tot ce ține de asta. Bineînțeles, acum sunt iarăși sub tratament cu antibiotic și cu antiinflamatoare la nevoie. Slavă cerului, nu a mai fost nevoie de antiinflamatoare decât în prima seară. Acum este totul în regulă. Și aștept să treacă treptat, treptat această umflătură și să revin la forma mea inițială. Mai greu cu mâncatul, că nu pot deschide gura atât cât trebuie să mănânc și mi-e puțin mai complicată partea aceasta. Sunt pe piureuri, supe, ceva așa light, dar că tot mă plângeam eu că am venit din vacanță și că am pus câteva kilograme pe mine, se pare că acum le-am dat jos. Asta a fost scurta introducere și am vrut doar să mă justific în fața voastră de ce nu am putut filma și de ce nu am putut vorbi, pentru că ieri abia așa vorbeam, deci foarte puțin deschideam gura. Astăzi vorbesc mult mai bine și sunt și ca și stare de spirit mult mai bine. Dar nu despre asta este neapărat vlogul de astăzi. Am aici lângă mine două colete pe care vreau să le desfac alături de voi și să vedem ce avem aici. În primul și în primul rând am primit de la o prietenă o cremă pentru mâini de la Cera di Cupra. Nu am mai văzut până acum acest brand. Este un brand italian. Sunt foarte curioasă de ea. Este testată dermatologic, văd aici, și este făcută în Italia. Este o cremă de mâini. Deci chiar sunt curioasă de ea. Este într-o cantitate destul de mare. Și anume, cred că trebuie să scriu undeva, 75 de mililitri, deci suficientă. Sper că intră repede în piele. Nu știu exact, că nu am testat-o, întâi am zis că vreau să vă prezint vouă și apoi am vrut să o testez. Apoi, cutiuța de la Look Fantastic pe luna octombrie. Am scos-o din cutia cu care a venit de la curier, pentru că aveam nevoie de o cutie urgent de dimensiunile acestea mici și aia era singura disponibilă prin casă, dar să știți că nu am aruncat niciun ochi pe aici prin produse. Și să vedem ce avem. Așa arată. Văd că în ultimul timp cei de la Look Fantastic au reînceput să trimită cutii din acestea drăguțe și elegante. De la brandul Glove avem un ultra soft, da, deci niște paduri ultra soft și reutilizabile. Așa arată, deci sunt acele paduri pentru demachiere, pe care le putem reutiliza. Avem două la număr. Eu le folosesc de obicei nu pentru demachiere, ci le folosesc atunci când folosesc o mască de față și mi-o îndepărtez întâi așa stratul gros cu aceste paduri. Apoi, de la brandul Avant, un brand care este foarte des întâlnit în cutiile de la Look Fantastic, avem un exfoliant pentru față cu trandafir gentil, dacă mi se permite exprimarea așa, în varianta de 50 de mililitri. Foarte bun, interesant și acest produs. De la brandul Pai avem o mască hidratantă. Stați că așa, brandul Pai, o mască hidratantă pentru față este. De la brandul Elemis, și un brandul acesta Elemis este destul de prezent în cutiile de la Look Fantastic, avem un shower cream, un gel de duș, într-o variantă consistentă, 50 ml. Ok. De la Olaplex,
N-am mai văzut Olaplex în cutiile de la Look Fantastic până acum. Olaplex Number 8 este un... O mască hidratantă Bond Intense Moisture Mask. O mască hidratantă Bond Intense pentru toate tipurile de păr. Deci este o mască pentru păr în varianta de 20 de mililitri, foarte bună de încercat și de testat, pentru că produsele de la Olaplex sunt destul de scumpe. Și ultimul produs de la Project Lip. N-am mai auzit de acest brand și nici nu l-am văzut în cutiuțele de la Look Fantastic, un scrub and smooth. Deci un scrub pentru buze. Da, sunt încântate de produsele de luna aceasta și chiar abia aștept să le testez pe o parte din ele, plus că mai am din celelalte cutii pentru că nu am apucat să le folosesc pe toate. Și aici mai am încă un colet, pentru că a început sezonul rece și pentru că mi s-au terminat lumânările parfumate, am dat o comandă pe Bath & Body Works, pentru că sunt singurele lumânări care persistă foarte mult, chiar dacă sunt un pic mai scumpe față de ce găsim în comerț, prefer să dau un ban mai mult și să îmi iau niște produse care să țină mirosul în casă. Și pentru că am găsit la reducere, am zis să îmi fac o comandă și tura aceasta am comandat și un săpun lichid sub formă de spumă, pentru că m-am mai uitat prin vloguri și am văzut că mă scuzați. Și am văzut că multă lume îl recomandă. Și am zis să-l încerc și eu. Așa arată. Are această pompiță și este în varianta Chicken Lemon. Nu știu, sper să-mi placă mirosul. De obicei, cei cu lămâie îmi place. Ia să vedem. Da, miroase a lămâie pură. Da, sunt încântată și am luat două și acesta este la fel pentru că pe acesta vreau să îl fac cadou și două lumânări, una pentru mine și una o voi face cadou și pe aceasta, așa vin foarte bine ambalate și în folia aceasta de protecție și vin și așa în aceste compartimente. Și am luat-o în varianta... Stați că nu mai știu unde scrie ce miroase. Dark Oak, Forest Lavender and Rich Mahogany, cred, dacă am pronunțat bine. Haideți să vedem cum miroase. Miroase bărbătesc. Miroase așa perfect pentru serile de iarnă. Bărbătesc, miros de ud. Absolut deloc nu se simte lavanda, vreau să vă spun. Cu toate că mie îmi place mirosul, dar nu simt mai mult un miros așa de ud, de masculin. Deci, efectiv, asta îmi inspiră masculinitate. Da, sunt foarte mulțumită. Lumânarea asta mi-ajunge destul de mult timp de acum încolo și cu siguranță voi reveni și o să mai dau o altă comandă pentru că tot urmăresc site-ul să văd când au reduceri și astea erau singurele lumânări care îmi plăceau cât de cât la miros pentru că restul ce era pe la ofertă erau potrivite primăverii și verii și atunci nu-și aveau rostul să le cumpăr pentru că perioada de afară este mult mai rece, nu mi-ar fi plăcut să miroasă
trandafir sau a, nu mai știu, cireș sau mai știu eu ce altceva. Și de aia le-am luat doar pe acestea, dar cu siguranță voi reveni pe site și mă voi uita și cum apare o ofertă, nu o să o ratez. Cam atât pentru vlogul de astăzi. Este un vlog mai scurtuț pentru că starea mea de sănătate nu-mi permite să vorbesc prea mult cu voi. Vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați urmărit, că vă uitați la vlogurile mele și vă doresc un început de weekend minunat. V-am pupat!